Să ne întoarcem puțin la începuturi. Ce ai spus tu, prima ieșire aia, plimbarea prin Europa? Prin Europa, da. Asta e de om normal, așa, să zic. Cred că cu toții am avut fantezia asta. Asta de student. Și să plecăm totuși în lumea civilizată, să vedem locuri mai frumoase ca aici sau mai civilizate. Sau... A doua ieșire, de aici încolo devine povestea spectaculoasă și neobișnuită. Ce-i drept, am repetat faza cu Europa. Era imposibil în 3 luni să văd totul. Nici acum nu pot să spun că am văzut totul mai mult. Am trecut prin capitale, orașe mari, așa că vara următoare am văzut restul Europei. Dar imediat după am prins un proiect de voluntariat în Africa, în Malawi. Uh-huh. Experiența respectivă a fost cea care a declanșat toată nebunia. Deci ai plecat organizat de aici. Da, a fost voluntariat, un proiect european. Cu contract, cu acte, în regulă, cu tot ce trebuie. Da, nu există neapărat un contract de voluntariat sau la nivel legal, așa, de muncă. Dar da, organizat de... Știai unde ajungi, cu cine te întâlnești exact, acolo. Exact, și am mai fost cu alți europeni de prin Italia, Franța, Spania. Ce ați făcut acolo mai exact? Ce presupune un voluntariat din asta? Eram într-un sat izolat la granița dintre Malawi și Mozambic și proiectul avea în vedere în principal un centru de tineret, un youth center în satul respectiv și noi ca voluntari trebuia să-i ținem în priză pe tinerii de acolo cu diferite activități. Ce era fain? Noi aveam mână liberă, era un proiect nou și noi am creat toată, fie orarul și în fiecare zi aveam libertatea de a ne gândi și a veni cu idei. Uh-huh. Tot felul, de la lecții de computer, zi de teatru, zi de filme, zi de jocuri, sau să implicăm pe ei în acțiuni de voluntariat. Ulterior am ajuns să fac de toate. Noi eram numiți Azungu sau Muzungu, omul alb. În Africa, acolo în Malawi. Și a venit Azungu, învață-ne. Cam asta era mentalitatea. Aha. Și am ajuns să mă implic și la grădiniță, la școala primară, la liceu, la spital. Puneam chiar diagnostice. Mergeam într-o caravană așa cu doctorul de la spital în anumite sate unde era mai greu să aibă acces la tratamente. Și pur și simplu, mergeam, căram o trusă cu medicamente și învățasem un pic și din ciceua, limba locală, și întrebam de anumite simptome. Erau cam două mari variante, două mari opțiuni. Dacă aveai febră, ok, malaria. Dacă aveai tuse, pneumonie. Da, e un pic și de plâns, pentru că am văzut copii și lucruri pe care numai în documentare le vedeam. Groaznice. La vremea respectivă era considerată cea mai săracă țară din lume, Malawi. Nici acum nu duce prea bine. Dar acolo am văzut, de fapt, ce înseamnă omenia, să te bucuri de lucruri mărunte. Eu credeam că eu zâmbesc mult când îi vedeam pe toți cu niște zâmbete largi. Ai avut șocul ăsta, nu? Te-ai dus în cel mai sărac loc de pe pământ și oamenii aia își trăiau viața totuși. Ei aveau un fel de mămăligă, cred că din mei, o mămăligă albă pe care o mâncau de 3 ori pe zi. Dacă aveau să pună ceva pe lângă, nu știu, o frunză de muștar, carne, poate o dată pe lună. Uh-huh. Și cu toate astea, așa, mergând din sat în sat, calibu, pe limba lor. Adică, vino, și îți spuneau mai mult ție în farfurie și erau bucuroși pentru că te-au oaspete. Asta e fantastic. Cât ai stat în Africa? Un an. Un an în Malawi. Acolo. Și după aia am zis, cred că asta vreau să fac cu adevărat, să văd lumea cu ochii mei și nu doar din poveștile altora. Să am eu poveștile mele și să văd... Zim care a fost prima reacție a oamenilor din jurul tău, familie, mama ta... prieteni, ce ți-au spus când te-ai dus în Africa? Inițial, da, entuziasm. Mama nici nu... Ultima a fost cea care a aflat toți prietenii, toți până în ultima clipă. Trebuia să fiu sigur 100% că plec. Atunci am chemat-o pe mama, am ieșit în oraș, hai să luăm masa, hai să comandăm și un vinuț, hai să mai punem încă un păhărel. Mama, am să-ți dau o veste bună. Tensori! Nu, mama, plec, cum așa?
uite în Africa, un an. A, știi? Dar am pus-o în fața faptului. Fantastic. Deci te-ai întors din Africa. Bun, ai revenit la București. Am revenit la fostul serviciu. Asta vreau să întreb. Te-ai întors la job? Da, dar nu pentru mult timp, vreo 6 luni. Uh-huh. Pentru că după aia am prins un proiect în Siberia. Tot și... așa, pe ideea asta de voluntariat? Da, de... Am fost profesor de engleză la, într-o tabără de limbi străine, undeva prin Krasnoiarsk. Și fiind două continente apropiate și legate teritorial, am luat-o frumos cu iamănene, nu? Și de două ori, cei drept, am ajuns în Rusia. Chiar o dată până la Vladivostok. Asta a fost expediția mea cea mai lungă cu autostopul. După ce făcusem Camino de Santiago, 900 de kilometri de mers pe jos, până la Oceanul Atlantic, am luat iamănene până la Oceanul Pacific, la Vladivostok, în partea cealaltă de lume. E interesant și că ai venit din Africa de la 50 de grade cât ai prins acolo, te-ai dus în Siberia să te răcorești un pic, nu? Ce de a fost pe timp de vară. Am prins un proiect de voluntariat în Finlanda, în Laponia finlandeză, la vreo 300 de kilometri mai la nord de Rovaniemi, de satul Moș Crăciun. Și era o fermă de câini husky și de cai. Trebuia să avem grijă de animăluțe, noi voluntari, și să facem excursii cu turiștii cu sania, trase de câini. Trăiam într-o căbănuță de lemn, fără electricitate, aveam aurora boreală, tot poezie. Minunat. Exact. Poezie. Poezie. Ce ți-au spus oamenii așa la primele tale plecări când au auzit că ești din România? Știi, veșnica preocuparea noastră, ce zic ăștia de noi? Prin Europa, imaginea noastră variază, poate să fie și bună, dar poate să, și rea, dar poate să fie și bună. Mulți au, am un coleg din România, am un prieten, așa. Dar prin alte continente, prea puțin. România, Dracula, Pennsylvania, nu Pennsylvania, Transylvania. Dar... a fost o plăcere să găsesc chiar români prin locuri unde nu m-aș fi așteptat. Undeva prin Siberia, m-a luat un moldovean cu camionul la ocazie. Prin America de Sud, cred că în fiecare țară am întâlnit așa câte un român. Ba, cineva care e stabilit acolo, ba, un călător. Sau prin Cuba. Vedeam camioanele roman, mașinile Aro, vechi. Cred că și dacii au, cum am zis, că le-am ori, da, mașinile americane, alea vechi, da. Mașinile rusești și, românești partea asta de camioane. Prin Zambia, tot așa, când am auzit de România, atunci cred că a fost prima dată când am simțit oarecare superioritate față de alte nații. Stăteau la coadă, acolo, să plătească viza. Felin și rândul meu, România, free visa, Ceaușescu. Serios? Englezul plătea, italianul plătea, francezul, deci ai intrat așa cu Ceaușescu, practic, nu? Și îmi spunea România, cei mai buni biscuiți de la voi avem. Cei mai scumpi și buni biscuiți. Deci uite că toată lumea zice, băi, când ies afară, mă duc printr-un loc, mă întreabă toți de Hagi. Uite, asta clar, și prin... mai avem și Ceaușescu, mai avem și biscuiți, mai avem și Aro. În mod special, în Turcia, dar și Azerbaijan. Azerbaijan și Turcia sunt țări surori. Și chiar, cred că Azerbaijan a fost prima țară unde cu adevărat am simțit o ospitalitate ieșită din comun. Chiar nu-ți venea să crezi că la fiecare 10 minute cineva te invită la ceai și vrea să facă poză cu tine și te oprește și pur și simplu te întreabă, România, și acolo, și Hagi. Fantastic.